În sfârșit am ajuns și eu în orașul ăsta, să zic așa, în sat. Da, salutare, salutare lume, eu sunt Insam. Astăzi un videoclip mai special, ne jucăm pe Lubelska de Dolina. Un semi roleplay, da. Etică, este o mapă care e frumoasă pentru roleplay, deci de ce să mint și na. Mi-am cumpărat și eu fermă aici. A fost destul de scumpică, dar în același timp ieftină, fiindcă am primit și două tractoare cu ea. Și un UTB dintre tractoarele ăștia este un UTB. Și zic wow, fiindcă aici în Lubelska, Dolina, nu știu câte UTB-uri sunt. Și văd că nu e ăsta. Am primit două terenuri, mă rog, un teren l-am primit cu ferma, adică cu ăsta, dar ăla mi l-am cumpărat eu. Știu, e un pic ciudat, cred că mi-a spus domnul că aici ar fi UTB-ul. Ah, ok. E un UTB ăsta, nu? E un Blizzard, aparent. Mă rog, oameni buni, deci în jocul ăsta îl cheamă Blizzard, dar de fapt este un UTB, fiindcă scrie pe volan. Nu știu dacă o să vedeți, dar să încerc să vă arăt cumva. În orice caz are un U, un T și un B, adică un UTB, deci, da. În orice caz, eu acum nu mă prea pricep. Mă gândesc cu oamenii ăștia, da. Mai mă ajută, mai fac rost de niște vecini, așa, prieteni buni, care poate mai mă ajută. În general, băiatul de la care am cumpărat ferma a fost destul de ok. Are și din asta de găini aici. V-am zis, mi-a lăsat două tractoare și o remorcă, plus un spreader din ăla. Fiindcă el și-a cumpărat o fermă mai mare, nu în Lubelska, dar, na, acum nu mai are nevoie de tractoarele ăștia micuțe și o zis că le vinde cu tot cu ferma. Deci da. Terenul ăsta nu știu ce e pe el. Să ne uităm acum repede. Lucernă. Oh. Ar trebui să plantez peste, că nu vreau să am lucernă. Aici e greu, mi-a zis băiatul că na, și l-a plantat după s-a gândit că bă, nu mai vreau ferma și na. Nu mai avut chef să aștepte și da, e frumos, să zic așa, adică e frumoasă ferma, e măricică, adică în orice caz mai mare decât ferma care am avut-o anterior, era în Polonia. Da. M-am gândit să fac și eu fermă și în Polonia a fost mai ieftin, a fost mai ca lumea, dar am avut o mică problemă, destul de mare de fapt, că era drumurile foarte înguste și avea niște tractoare care erau foarte mari, nu la cai putere sau așa, dar erau foarte, foarte groase, grase sau mă rog, și na. Băiatul mi-a spus, o să zic băiatul că nu mi-a spus numele lui, mi-a spus că a avut o fermă de porci și acolo are niște grâne, care nu au avut timp să le vândă. Mă gândesc că cred că a uitat de ele. Mi-a spus numai că au avut niște grâne, mai sunt câteva grâne pe acolo, în ce caz nu multe, și au zis că pot să le iau, să le vând, deși nu-i mai aparține lui căcatul ăla, dar nu-i, fapt, nu-i aparține nimănui, deci mă gândesc că na. Deci o să vedem, poate o să facem ceva treabă. Acum m-aș interesa un pic după o după o semănătoare. Una de buget, adică n-am foarte mult sky puter, nu știu cât am, uite asta are nevoie 20 de cai putere. nu e de cai putere. Asta e mare, dar 6 metri e foarte bună. 60 de cai, nu știu dacă am 60 de cai, deci mi-aș lua-o pe asta, fiindcă
N-am, mă costă un pic mai mult, dar 6 metri și în plus că am și și cai putere destui, cred. Un pic. Asta are așa, ok, avem destui. Deci, o să iau pe asta. Asta. Ok, am să o cumpăr, nu știu când o să vină, dar na. Cumpărat-o, 6000. Singurul lucru care cred că o să fie o mică problemă e aici. Nu știu dacă îi o să intre pe aici asta de 6 metri. Sper să intre, că dacă nu, na. O să văd cum o să fac. O să mă duc cu tractorul ăsta. Băiatul mi-a spus că nu mai pune tractoarele de 3 zile, 4 zile, deci o să vedem dacă o să pornească. Benzinele fac cu full, le-au reparat la motor, s-au uitat la motor să vadă dacă au ceva problemă, n-au nicio problemă așa în care să zici că nu mai pornește sau ceva. Ok, prima cheie a fost ampulea. Ok, am să las un pic să meargă, să se încălzească. În general am văzut că are aici un mic hambar, dacă e să zic așa, unde au avut el multe paie. Văd că nu mai este ce mai este pe aici, dar nu mai sunt multe paie. Da. Deci, da, nu mi-au lăsat decât niște mașini, să zic așa, niște mașinării. Deci, ok, ma, hai să deslegi remorca asta și să mă duc. E destul de gălăgios tractorul ăsta, dar na, ce să faci acum decât dacă asta e posibil. Ok, nu m-am putut stânga. M-am văzut că aici oamenii din Lubelsk, ca să zic așa, destul de oameni buni, să zic așa, adică sunt prietenoși și mai te ajută dacă e să fie. Și aici sunt foarte mulți fermieri, mă miro. Și ce am aflat e că e un fermier care are terenuri foarte, foarte multe și el, da, îi place să adune, să zic așa, tractoare mai vechi și na, adică na, poate. Sau mașinării vechi. Ok, am să cumpăr și aici un din asta. Și asta aproape 1000 de euro, nu prea am așa mult bani, dar ok. Oh, văd că pot să și fertilizez cu ea. Ok, asta nu știam. Asta chiar mi-e nouă, deci am să cumpăr și niște fertilizator. Scup. Deși aș putea să fac altcumva, cred că am văzut că oamenii ăștia mai pot să cumpere de la ei fertilizatorul din asta la pachet. La, na. Am să cumpăr câteva, să mai au și acasă câteva. Ok, am văzut că sunt foarte multe, nu știu de ce nu mi le-au pus așa pe rând, dar așa, bă, să le pun. Așa. O să iau mai multe cu mine, cam dacă o să intre toate, aia e, intre toate, dar dacă nu o să intre toate, o să mai iau cu mine. Așa. Avem un teren destul de măricic. Din păcate n-am văzut dacă e fertilizatorul ăla, dacă are ceva înăuntru. În orice caz nu mi-a lăsat băiatul nicio semănătoare sau ceva, mi-a lăsat decât o tractoare, o remorcă și un fertilizator. Na, nu e mult, dar de când nimica, hai să fim sinceri, e ceva. Ok, asta a fost. Sper că oamenii ăștia de aici nu o să se supere că îmi lași asta aici, momentan nu mai am loc să pun. Deci da, părem pe unde o iau. Din dreapta. Semnalizăm, văd că semnalizatoarele funcționează. Ok, cred că e destul, da, e destul de mare. Tractorul este puternic, adică 70 ceva de cai, chiar e frumos, adică
Nu prea am văzut tractoare micuțe cu 70 de cai. Ok, ce s-a întâmplat? Cred că am agățat. Da, într-un fel sau altul. Ok. E mică problemă, e un pic aici. Ok, o să văd dacă pot să intru pe aici, dacă nu... Nu știu cum o să fac. Speream că intra, adică pare că ar intra. Ok, am dat cu roata în... la... Nu e bine. Să fac cumva așa... Nope. Ok, o să fie un pic dificil. Nu m-am gândit că e prea mare asemănătoarea. Să încerc să o scot cumva de aici. Sau să o bag cumva înăuntru. Pot să o fac așa. Să încerc să mă îndrept iarăși. Da, oameni buni, acum ieșim un pic din roleplay, nu mă gândesc că e prea mare semnătoare asta. Vorbesc cel mai serios. Nu știu ce să facem acum, dar... Eu vreau să bag cumva aici înăuntru... În partea asta. Dacă nu, de acum acolo trebuie să vin prin spate. O să intru prin spate. Dacă pot să scot cumva de aici. Ah, da, primul videoclip și deja avem o problemă enervantă. Intru prin spate. Bun, merge mai departe cu roleplay-ul nostru. Futu-ți pămâta. O să intru prin spate, că văd că nu merge așa bine prin față. Dar trebuie să recunosc că e o sământoare foarte, foarte mare. Și nu m-am gândit deloc că poate e prea mare. Nu știu, să intru pe aici, sper că nu stric ceva sau ceva, nu știu. Și suntem în spate, wow, mă miră. O să vreau să replantez ce e pe terenul ăsta, că nu vreau să recoltez lucernă, nu, adică... Gândesc ca să faci. Din câte am văzut, ce m-am dat un pic la ea, am văzut că plantează, adică și cultivează, cred că se zice, terenul, în timp ce sau la rază îl discuiască, nu contează, în orice caz știu că lucră. Ok, trebuie. Okay. Eu am să caut un om care ar vrea să lucre pe la noi. Ar fi frumos dacă am găsit. Deci, da, revenim. Da, văd că am găsit un om vecin, să zic așa, care vrea să lucre pentru noi astăzi și văd că trage destul de bine tractorul. Am plantat soia, nu, rapiță. O să las pe domnul ăsta să lucrem. Eu m-aș duce prin pădure. De ce? Fiindcă să tai niște copaci, fiindcă, în caz că n-ați știut, mi-am cumpărat și o parcelă de lemne, mă rog, am primit-o, să zic așa, mai mult, că te cumpărat mult spus, că e destul de ieftină.
Deci nu știu ce să zic. Am să cumpăr o drujbă. Au. Și am să văd de o remorcă de lemne. Poate găsesc, poate nu. Ok, mi-aș lua parcă o drujbă. Fapt, cred că una long. Ok, o să iau pasta, deși na. Să mă duc în spate, să dau cu spatele. Și am să comand și o remorcă de lemne. Unde este? O, deci. Nu știu care ar fi bună, fiindcă nu mă prea pricep. Uite, asta cred că e bună, nu? Adică pare ok. Ok. Am să cumpăr curăț din astea și da. Bine că am avut niște bani rămași, că dacă nu știu ce ne făceam acum. N-aveam nici bani de semănătoare, deci nu știu ce făceam. Da, oameni buni, nu știu de ce mașina asta e așa urât modelat, dar tot ce îmi place la ea este roțile și nici n-are frâne. O trebuie să schimb cândva. Ok. Drujba o am. Să leg asta se dă bine cu spatele. Ok, n-am dat bine cu spatele. E bine că are nevoie de din asta. Cum dracu cum se chema? Nucă, cred că se chema. Adică așa știu eu că se cheamă. Ok, să vedem. Frână neam tot dom. Și am aflat o căcică, este și mecanic aici, de la băiatul care am cumpărat ferma. Un mecanic care îl cheamă Nicu. Și îmi picrimează Nicu mecanicul, na. Dar eu să zic Nicu, sper să nu supăr, na. Dacă să zic mecanicul. Deci, na. Ok, aici este parcela noastră. Nu știu unde o să parchez. Cred că o să parchez aici. N-am să tai cel mai mare copac, am să tai posibil aia care pot. Ok, mi-am pune scrământul. Am să tai din ăștia micuți. Așa. Cred că ăsta e frumos. Sunt încate pe mașină, așa. Să tai crengile. Așa, tai vârful și am să-l tai cam atâta. Sper să fie bun. Am o problemă dacă o să tai copaciul mai mari, fiindcă nu știu cum o să-i pun. O să fie după prea grei și na. Dar dacă e să fie prea mari, prea grei, dacă o să fie prea grei și o să fie mici, o să vreau să tai mici, o să-i pun un ben în spate că am loc, adică intră ceva. Deci ok, hai să vedem, asta este greu, da, este greu. Ok, am să-l tai atunci pe jumate sau o să tai, uite partea asta așa. E greu? Nu, pot să le iau acum, bun. Să-l pun aici. Da, din păcate nu e cea mai bună remarcă, dar mă rog, de fapt nu am ustensilele bune ca să umplu remorca asta bine, dar cu ce pot asta fac și eu treabă, adică na. Și bucata asta o să pun în benă. Asta e destul de grea. În benă intră, fiindcă bena este destul de încăpătoare. Și am să tai copacul ăsta. Da. Am auzit o cică că se umbre, că să umble o vorbă prin sat că au fost niște hoți care au furat nu știu câte sute de mii de euro și au fugit cu o mașină, nu știu exact cu ce mașină, dar
Și bă, sper să nu fură și mie ceva, adică mă gândesc că mașina a fost furată, nu mă gândesc cu avutul ei. Și sper să nu fură și mie, nu știu, un tractor sau ceva. Mă gândesc că, na, cine știe când o să ai nevoie de așa ceva. Și na, să nu-mi fure poate mașina, că mașina e momentan singurul lucru cel mai bun ca l-am, adică, na, n-ar fi frumos deloc dacă mi-ar fura. Dar n-aș știu că dacă mi-l fură, nu prea pot să fac mare chestie. Adică dacă am noroc să-i găsesc cumva. Da. Sper ca băiatul ăla să termine cât mai curând, adică fertilizat. A, da, să fertilizez terenul cu grâu. Stai și cu pagina asta că o să vreau să cumpăr fertilizator ca să pot fertiliza și terenul cu grâu și erbicid o să am nevoie. Sper ca din copacii ăștia care îi tai de aici să facă niște bani ca să cumpăr măcar un fertilizator sau un erbicid. Sau de aici că pare mai ușor. Păi dacă luăm măcar un 5.000, dacă reușesc să fac un pic măcar plină remorcă, ar fi super. Mulți bani, evident, nu știu dacă iau de pe copaci, dar dacă e să iau ceva bani, adică știu că în caz că o să am nevoie de niște bani așa de cumpărat, nu știu, semințe, poate de plantat, pot să iau niște copaci. Parcela asta am o idee cum să fac cu ea, odată ce mi se golește, să zic așa, să o vând și să cumpăr altă parcela. Dar mă gândesc că o să dureze ceva timp până o să o golesc, să zic așa, de lemne. Parcela am văzut că e destul de mare, adică are niște lemne destul de multe, sau mă rog, niște copaci destul de mari și grei și na. Nu știu cum o să iau pe ăștia, fiindcă ăștia o să fie greu, deci mă gândesc că o trebuie să vină pic mai, na, o să trebuie să umplu un benă mult. Dar norocul meu e că bena de la mașina mea e destul de lată și lungă. Am văzut aici că copac ăsta. Așa. Așa. Trebuie să tai crengile acum. Și am să-l tai pe aici. Sper să nu fie prea greu. Văd că pot să-l iau, nici nu e greu. Mă rog, e greu, dar nu așa greu încât să nu pot să-l ridic. Asta aici. Trebuie să-l iau cumva să nu mai pice. O să fie mică problemă aici. Eu văd că asta acum și am să-l pun pe ăsta, care cred că e cam lung. Am dat un pic cam lung, de fapt nu. Bă, văd că pot să-l tai destul de bine, adică, da. Mă gândesc că, nu știu, vreo 3-4 metri au buștenia, să zic așa. Și mă gândesc că iau niște bani pe ei. Și cred că o să aprecieze dacă îi tai așa, în lungimea asta, că na. Dacă îi tai în bucăți din ăștia mici, nu cred că poți să facă ei multe chestii cu ei. Poate niște pătrățele din alea ca să folosească la paleți. Mă gândesc că poate asta ai putea să faci cu niște lemne micuțe. Văd că aici am pus bine. Și mi-am o bucată asta care o să trebuiască să o pun în benă. Și o să mai umplu eu, adică sper să nu vrea să trag o mașină pe aici în timp ce eu tai cu drujba. Că na. Ok, deja asta nu mai e partea mea. Mi-a zis că drum practic e bariera. Deci o să-l tai pe ăsta de aici. O să-l tai cât mai jos posibil ca să nu mă încurce cândva.
Ok, cade. Era să cadă pe mine. O să iau totul. Da, văd că drumul va merge bine. Sper să nu... O să las să-i schimb lanțul, că dacă da... Nu prea știu de unde să cumpăr eu lanț. Asta e problema, că nu știu lanțul unde îl găsesc de cumpărat. Mă gândesc că la un Baumarkt din ăla sau la depozit, să caut să găsesc, să na. Dar știu că aici nu este depozit în Lubelska, deci mă rog, nu în partea asta, poate în partea aia mă gândesc unde e mai multă civilizație, să zic așa. Mă gândesc că acolo poate e niște niște magazine de cumpărat, nu știu, lanțuri sau ceva. Sau poate chiar, na, un service, poate în partea aia. Băiatul de la care am luat asta nu mi-a zis unde e mecanicul. Sau mecanicul. Mă rog, nu știu. Sau de numele lui, ce e tricky. Mi-a zis că la fapt nu mi-a zis nimic. Nu știu. Mă gândesc că e în partea aia unde sunt mai mulți oameni. Mă enervează un pic plenele astea un pic mai mici și trebuie să-l văd unde e bun. Dacă îl pun aici așa stă. Ok, văd că stă. Și ăsta trebuie să-l pun iarăși. Nu pica. Okay, e enervant. Și nu sunt cele mai ușoare lemne din lume, adică... Și-a picat în partea aia, da. O să te pun în benă. O să te tai și o să te pun în benă. Așa. Ok, atunci nu pot să pun, deci o să te trag în partea asta. Și o să stai aici. Da, e tricky. Foarte tricky chiar. Am să pun asta ca să nu mai mă enerveze. Văd că am strâns câteva lemne, da. Am bucata asta care trebuie să pun tot în benă. Să pun iar și asta. Oameni buni, mersi că v-ați uitat până la vlogul ăsta. Vlogul ăsta care am făcut niște treabă care momentan nu-i gata. Sper că v-a plăcut. Ferma mea este încă la început, să văd cum o cresc, cum așa. Deci, mersi că v-ați uitat, pa, pa.